Salut, sunt Emi de la Divizia IT și astăzi o să vă arăt cum să jucăm jocurile în 3D. Primul lucru pe care țin să-l zic este că doar plăcile de la Nvidia suportă tehnologia stereoscopic 3D. Ce trebuie să facem este să avem în primul rând o placă video de la Nvidia, după care instalăm driverul și vom intra în control panelul plăcii video. Clic dreapta pe iconița Nvidia GeForce Experience, intrăm în Nvidia control panel, avem mai jos al treilea tab stereoscopic 3D, după cum puteți vedea. Și primul este setup stereoscopic 3D, bifăm căsuța enable stereoscopic 3D, așteptăm puțin să se încarce setările. Ce aveți nevoie este o pereche de ochelari albastru și roșu pentru aceasta. Ultima setare este Discover Glasses, după cum puteți vedea și în iconiță. În continuare ne cere să ne punem ochelarii la ochi, să selectăm imaginea care este cea mai vizibilă. Pentru iconițele din partea de stânga trebuie să închidem ochiul drept și vom selecta iconița care este cea mai vizibilă, aceasta. Pentru iconițele din partea dreaptă trebuie să închidem ochiul stâng și vom selecta iconița aceasta. După cum puteți vedea și aici, stickerul acesta este în relief, deci selectăm prima imagine. Suntem de acord și am înțeles. Nu vrem să vedem momentan un slide, ci o imagine. Finish. Următorul pas este să intrăm în jocuri. Avem ca test Tomb Raider 2013. Toate setările sunt la Ultimate. După cum puteți vedea, 3D Vision este deja activat. Putem să modificăm setările 3D-ului din Control Panel. Imediat o să vă arăt și cum. În continuare vă rog să aveți ochelarii la ochi. După cum puteți vedea, efectele 3D sunt foarte vizibile. În momentul în care ținem ochelarii la ochi, deja toate meniurile sunt cu efect 3D, iar în momentul în care intrăm în salvare, o să vedem jocul în 3D. Această tehnologie este aplicată la mai multe jocuri, nu la Tomb Raider, la Need for Speed, la Grand Theft Auto, putem să mai jucăm Counter-Strike în 3D, putem să jucăm majoritatea jocurilor. Vedeți cum suntem acum în gameplay. Și efectele 3D se văd foarte, foarte, foarte clar. Am intrat în GTA 5 acum, ca să vă arăt setarea care trebuie făcută. Intrați Settings, Graphics, găsiți mai jos Stereo 3D. Trebuie activat, apăsăm pe Space, Apply Changes, iar acum vom restarta aplicația ca să vă arătăm cum funcționează în 3D. După cum puteți vedea, am intrat în GTA 5 și este activată și opțiunea de stereoscopic 3D. Puteți intra în control panel în Nvidia stereoscopic 3D să setați scurtăturile de pe tastatură. Avem Increase Depth, Controller 4 și Controller 3. În momentul în care adăugăm mai mult efect de 3D și apăsăm Controller 4, cele două se vor depărta și vom avea un efect 3D cât mai adânc. Dar în majoritatea jocurilor, dacă facem chestia asta, uneori se va strica total 3D-ul. De aceea vă sfătuiesc ca să căutați un echilibru între 30-20% la efectele 3D. Și ultimul joc care o să vi-l arătăm este Batman Arkham Knight. Avem deja setat 3D-ul. După cum puteți vedea, efectele sunt vizibile. O să facem un mic gameplay.
Asta a fost videoclipul nostru, dacă v-a plăcut, dacă vreți să implementați tehnologia 3D și vreți să spuneți și prietenilor voștri, dați un share, dați un like, dați dislike dacă nu v-a plăcut, așteptăm comentariile voastre, puteți să ne contactați și pe pagina de Facebook și nu uitați să dați subscribe. Pa, pa!